Continuăm previziunile astrale pentru sâmbătă. Balanță. Dimineața s-ar putea să vă pierdeți răbdarea și să vă certați cu cineva din familie din cauza banilor. Mai mult calm. N-ar strica să vă odihniți mai mult. Oricum este recomandabil să evitați activitățile care necesită eforturi deosebite. Scorpion. În prima parte a zilei aveți dificultăți de concentrare, ceea ce vă scoate din sărite. Vă recomandăm să amânați deciziile importante, acordați mai mult timp odihnei. Vă așteaptă o săptămână grea cu multe probleme de rezolvat. Săgetător. S-ar putea să fiți apatic și din cauza aceasta să aveți probleme sentimentale. Aveți chef să fiți lăsat în pace și să nu faceți nimic. Oricât de indispus ați fi, acordați mai mult atenție persoanei iubite. Capricorn. Aveți tendința de a fi impulsiv. Vă sfătuim să vă calculați bine fiecare pas, în special în afaceri și pe plan sentimental. Ar fi bine să nu faceți astăzi investiții și să evitați călătoriile în interes personal. Vărsător. Dimineața s-ar putea să fiți indispus și să nu puteți proceda corect cu persoana iubită. Nu este exclus ca de aici să înceapă o ceartă în toată regula. Evitați afacerile și întâlnirile cu prietenii. Pești. Aflați că trebuie să plecați într-o călătorie urgentă, spre nemulțumirea partenerului de viață. Păstrați-vă calmul, indiferent de situație, nu faceți investiții astăzi pentru că nu este un moment favorabil. Acestea au fost previziunile astrale pentru sâmbătă. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!